Îți spun doar atât. Creier și coloană vertebrală. Printr-un simplu exercițiu de imaginație poți vedea cum ar arăta viața ta dacă una dintre cele două zone ar fi afectată irreversibil. Din fericire, secolul 21 a venit cu multe minuni tehnologice și în sfera neurochirurgiei. Neurochirurgia din ultimii ani s-a dezvoltat formidabil din punctul de vedere al de tehnologiei folosite. Spre deosebire de, mă rog, cum am început eu acum 33 de ani, când nu exista decât rare ori, în rare locuri, câte un microscop operator în sala de operație, nu exista neuronavigație. Tehnologia actuală este mult dezvoltată și permite o abordare de mare precizie a tumorilor cerebrale, a patologiei neurochirurgicale în general. Ce înseamnă asta? Înseamnă neuronavigația este un dispozitiv care te duce la milimetru într-o leziune profundă a creierului. Deci nu mai există acea variabilitate de câțiva milimetri sau poate și mai mult în care tu poți să ai o toleranță. Nu mai există treaba asta. Te duci direct acolo. Pacienții se mobilizează rapid după operație pentru că traumatismul operator este mult îmbunătățit spre minimal, așa, din punctul de vedere al operației. Deci rezultatele sunt spectaculoase. Acești ani au adus aceste aparate care ne sunt vitale, de fapt. Nu se mai poate concepe această specialitate fără aceste aparate în momentul actual. O evaluare minuțioasă, investigații complexe, diagnosticarea și tratarea unei multitudini de afecțiuni neurochirurgicale. Și da, viața rămâne mereu frumoasă.